tare, dragii mei, astăzi împreună cu voi vreau să fac așa un turtișor plambir, fără coacere, iacă așa arată, pentru familia mea. Adică pentru mine și soțul meu. Vreau să vă spun că n-am menționat în video, a lăsat pentru 3-4 ore în frigider sau peste noapte. Eu l-am lăsat 3 ore jumate. Ok, deci dați să-l tăiem să vă arăt cum este în interior. Se taie foarte ușor, este foarte, foarte moale. Încă așa arată tortișorul. Este un tort fără coacere, dar se vede destul de bine foițele. Încă așa. Uitați-vă ce bine arată. Este extraordinar. Deci dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, dar acum să trecem să pregătim acest tort minunat. Avem nevoie de, pentru foi, avem nevoie de 300 g de făină, 100 g zahăr, 200 g de unt. Untul trebuie să fie din congelator, eu acum l-am scos să arăt, dar îl pun în congelator înapoi. Ok, pentru cremă avem nevoie de 500 g de smântână, la mine smântâna este de 27%, dar puteți și de 20 și de 15%, asta deja de care aveți. 2 ouă, 2 linguri de amidon, ori de porumb, ori de cartofi, asta la alegere tot, doar că dacă nu aveți amidon, puteți să o schimbați cu făină, dar cea mai gustoasă cremă este cu amidon. Avem nevoie de 50 g de unt, de 20 g de zahăr vanilat și de 150 g de zahăr. Până ce voi face crema, mai întâi de toate vom face crema, eu pun untul în congelator. Așa, deci eu un ceaunel unde să fierb crema, adaug ouăle, așa, adaug zahărul vanilat, adaug amidonul și încorporez. Adaugăm și zahărul. Și acum adăugăm și smântâna. Și o încorporăm tot aici. Și o punem la foc. Când va fi crema noastră la foc, a să facă subțire, dar nu vă întristați, pentru că în timpul fierberii e să va îngroșa. Așa, am pus crema la foc și mereu amestecăm. Iată, e deja devine foarte moale, adică subțire. O fierbem de la fierbere, când începe a fierbe, o fierbem 3-4 minute, până ce vedeți că deja ea este groasă, da? Uitați-vă ce este de subțire. Amestecați mereu ca ouăle aici să nu se facă o omletă. Crema noastră începe să se îngroașă. Okay. Din ce în ce devine mai greu de amestecat, dar o fierbem în jur la 3-4 minute. Eu mai am de fier 2 minute și este gata. Uitați-vă ce cremă. Cremă plombir. În crema noastră adăugăm untul, 50 de grame, și îl încorporăm aici. Am stâns deja aragazul. Crema noastră este gata și o punem să se răcorească. Asta este cea mai delicioasă cremă. Uitați-vă ce este de fină. Vedeți? N-are nicio cocoloașă. Acum o acoperim cu peliculă și o lăsăm să se răcească. O acoperim cu peliculă în contact. Așa. Deci ce facem mai departe? Ne ocupăm de foile pentru tort. Adăugăm într-un bol făina. Așa. Avem nevoie de o răzătoare. Luăm untul înghețat din congelator, îl dăm prin făină și începem să îl radim. Ia ca așa ia. Cu făină luăm și radim. Așa, am dat totul prin răzătoare, acum așa, Iana, facem cu făina. Trebuie de lucrat repede ca să nu stopească untul. Pentru că mâinile noastre sunt calde și să nu se topească. Adăugăm zahărul și îl încorporăm aici. Mai departe, eu voi lua două tigăi. Și voi pune în două tigăi untul cu făină și cu zahărul. E ca așa. Aprindem aragazul. Așa, și începem toată compoziția asta noastră să o prăjim. Amestecăm și într-o parte și în alta. Prăjim așa o culoare de caramel, da? Să fie aurie. Focul nu trebuie să fie mare, așa, mediu. E că deja se prinde a aurie, a prăjim. Dar un miros în bucătărie, vai, 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 foarte, foarte delicios va fi. Dacă sincer să vă spun, se poate de făcut și cu biscuiți, dar deja m-am săturat de biscuiți. Să fac, am vrut să fac ceva nou
Așa că dacă vă e greu să stați la răgaz să prăjiți făina cu untul, puteți să o faceți din biscuiți și cu unt. Așa, deci foile noastre pentru tort sunt gata, ia că așa arată, foarte, foarte aromate și o culoare aurie. După cum am spus, puteți să faceți și cu de-astea biscuiți, da? Faceți în blender biscuiți, adăugați în ei unt topit, amestecați bine și așa se primește. Doar cu biscuiți e alt gust, cu făină e alt gust. Așa că eu vă recomand să încercați așa metodă decât cu biscuiți. Iată așa. O lăsăm să se răcurească, apoi ne apucăm să facem tortul. Așa mai departe, luăm crema noastră din frigider care s-a răcorit, o adăugăm într-un bol și o mixăm puțin, o minută doar, ca să o încorporăm, să o facem așa mai fină, da, să fie. O mixăm cu mixerul. Ia ca așa să fie. Să fie mai pufoasă și mai așa mai e, fără cocoloașă, da? Așa, mai departe, eu am un cerc, mărimea 19. Voi puteți să puneți într-o formă, dacă aveți o formă. Eu am lipit aici niște plastic, niște folii de asta de plastic și începem să pregătim tortul. Aici am făina cu untul. Așa, încep să pun. Pun 2-3 linguri. Ia ca așa. Și le întind pe toată suprafața. Așa, o apăsăm puțin. Și adăugăm crema. Așa, acum să fiți atenți când înșurați crema, da? Așa, o începem să o înșurăm așa, Iana, ca ea să nu se încorporeze împreună cu toate, cu foaia noastră, da? Cu fermiturile noastre. Să nu se primească la noi aici o cașcă. Așa, gata, am pus. Acum adăugăm iarăși. Așa. Și iarăși întindem pe toată suprafața, puțin apăsăm. Și iarăși adăugăm cremă. În felul următor, facem așa până ce terminăm și crema și pesmețul nostru care i-am făcut. Ca să vă fie mai ușor de întins crema, puteți să faceți așa o spirală și apoi să o nivelați doar, ia ca așa ea. Și este mai ușor și mai rapid. La mine s-a primit 5 foi, că le-am pus mai groasă. Așa. Așa, am pus toată crema deasupra, o nivelăm. Așa, până ce tortul nostru este gata, îl acoperim cu o folie peliculă, ia ca peliculă. După ne ocupăm de glazură. Eu vreau să îi fac o glazură și apoi să o turnăm. Dar dăm la frigider până ce. Luăm 120 de grame de ciocolată albă și adăugăm undeva o lingură, două de frișcă. Frișcă la mine 38%. Și o dăm la microundă câte 10 secunde și o topim. Ca să primească ciocolata mai albă, pentru că ea iese așa mai gălbuie, eu folosesc gel alb comestibil. Acest tort are 2 kg și 34 de grame. Vă pare că este micuț, dar este foarte greu. Ok, acum luăm pelicula, turnăm ciocolata topită. Apucăm forma și începem să înșurăm ciocolata. Și după ce am întins toată ciocolata, aici eu am străluci comestibil și vreau să presor deasupra. Deci cam așa mi-am decorat eu puțin tortul. Acesta tort este pentru familia mea, pentru mine și soțul meu. Așa să îmi însemnez, da, că este ziua mea pe 4 iulie. Dar tortul cel mai frumos și mai mare va fi de cu 2 etaje, doar că săptămâna viitoare îl voi face. Și cam așa arată tortișorul meu, strălucitor. Dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta, încercați că este o rețetă bombă, dar eu vă doresc numai bine, pupicei cu sclipicei. Pa, pa!